Salutare tuturor, mă aflu astăzi alături de Gabi Torje, salut Gabi. Salut. Și de Vlad Mutiu. Am avut două probleme în două filmări cu faza asta și de atunci bat pumnul. Prima provocare va fi call-out penalties, dar înainte de aceasta, Gabi va hotărâ dacă șutez eu primul sau va șuta el prin răspunderea la o întrebare de cultură generală. Spune-mi, te rog, care este cel mai mare județ din România ca suprafață? Corect. Dai tu sau dau eu? Ok. Dreapta sus. Te-ai auzit. Ce zici, Dan? E greu să ia pe cineva locat. Nu, dacă a fost dreapta... Unde-i zici? Dreapta sus sau dreapta? Da, a fost corect. Merg și eu dreapta sus. Dreapta sus. Poate nu dau niciuna. N-am mai timp să mânge vreo 200. Stăm la jos. Bravo, Țache! Stânga sus. Bravo, Țache! Bă, zi mai încet, mă, că te aude. Te aude, zi mai încet. Se aude. Bravo, Țache! Bravo, Țache! Bravo, Țache! Sus. N-am zis gol, am zis dreapta sus. Stânga jos. Hai din capul meu! Ce mă citește? Gol, mă citește. Bine, le dau și eu slab, dar asta e partea a doua. După cum ați văzut, am marcat doar un penalty și acela cu mult noroc. Poți să-mi spui, te rog, pentru că v-a spus Laurențiu Brănescu faptul că sunt ca o carte deschisă. Din ce anume îți dai seama unde voi șuta? Noi nu ne dezvăluim secretele, portari. Dar poate sunt, adică știu sigur că sunt mulți copii care joacă fotbal și urmăresc acest canal și ar vrea să știe, probabil. Depinde de poziția corpului, de mimica feței. De pașii pe care îi faci când mergi când te minge. Pe care era. Și norocul cum zice Gabi. Și tu, Gabi, din punctul de vedere al executantului, cum ar trebui să procedăm? Bine, noi acum am și anunțat în internet de obicei, ce mai important este la portar. La portar, dacă și să dai unde să aruncă el. N-are timp să ajungă. Ok, mulțumesc. A doua provocare va fi finishing challenge. Putem atinge mingea de ori câte ori dorim, doar că nu avem voie să intrăm în careul de 6 metri. Pentru a decide primul executant, Gabi, te rog frumos să-mi răspunzi la următoarea întrebare. După ce meci de la campionatul mondial din 1998, tricolorii s-au vopsit blonzi? De meci cu Anglia. Corect. Dai tu primul sau? Hai, dă. Hai, da. Poți să ieși și tache mai în față, că n-are voie să citeze. Nu te-ai pus peșele, nu? Bravo, Țache! A reușit să rup piciorul! Am făcut-o în față! Bine! Bravo, am vrut să-i dau iar printre picioare! Dar a fost piciorul așa jos! Bravo, Țache! Nu se pune! Ba da! Hai,
intrat în clasă? Păi nu mai, l-a driblat pe el, n-am intrat. Bravo, Zache! Ce iese! Bravo, bă! Nu așa, că ridică pe tur. Bine, nu iese așa, că știi că-i dau feriță. Am scos și eu un punct chinuit aici. 2-2 la general, la scorul la această rundă și 2-1 pentru Gabi la general.